Un incendiu i-a lăsat pe drumuri. O tânără familie din satul Ciulacul Vechi, raionul Fălești, este nevoită să ia totul de la zero după ce casa le-a fost făcută scrum. În plină iarnă, cu doi copii în brațe, Ion și Iuliana s-au pomenit într-un mare necaz. Soții au rămas doar cu hainele de pe ei și cu speranța că vor reuși cu ajutorul oamenilor să le ofere copiilor o casă. Noaptea de 30 ianuarie a fost una de coșmar pentru familia Zamă. În doar câteva ore, aceștia au pierdut totul. Focul a izbucnit la miezul nopții și a mistuit tot ce au agonisit de o viață. Pentru că nu erau acasă, nimic nu a putut fi salvat. Acum, din casa familiei Zamă au rămas doar ruine. Toți s-au distrus în parte și el, dormeau copii. Aici e lucrurile, haine, ce era, că noi le țineam aici, frigiderul aici, tot era. Și pentru că o năpastă nu vine niciodată singură, în noaptea incendiului Ion era internat în spital. El spune că a fost trezit de sunetul soției, care l-a anunțat că din gospodăria lor nu a mai rămas nimic. Am început să plânge, dar dacă totul nu era nimic, ne-am știut. Nu mai știi ce să grăiești și să zici în timpul ăla când auzi tragedia. Nu a rămas nimic. Atunci tinerii au înțeles că au rămas fără un acoperiș deasupra capului. Mi-era tare frică, când aveam unde locuit și a rămas pe drumuri. A rămas cu hainele care pe noi și copiii și noi. Iuliana și Ion au găsit o casă, dar pentru a o cumpăra au nevoie de 30.000 de lei, o sumă prea mare pentru veniturile familiei. Până acum ei au reușit să strângă o parte din bani din donații, iar autoritățile locale promit că vor oferi un sprijin financiar. Am adunat comisie situații excepționale, au fost la fața locului, s-a făcut procesul verbal, s-a notat totul de ce s-a pierdut în timpul incendiului acesta și deja primăria va veni cu un suport în procurarea pentru casă. Totuși, casa este goală. Familia mai are nevoie de mobilă, electrocasnice și alte lucruri de primă necesitate. Cei care vor să-i ajute pe Ion și Iuliana pot apela la numărul afișat pe ecran.